faceți bune bunilor. Bine v-am găsit la un nou episod de teorii din Brawl Stars. Bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați să spulberați acest buton de like, să vă abonați, activând clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce ce postez și de asemenea, să lăsați și un follow pe Insta, așadar, fără alte cuvinte, luați-vă popcornul și să-i dăm drumul. După cum știm, în Brawl Stars există cel puțin 3 brawleri confirmați, oarecum a avea costume, mai exact, Buzz, Doug și Mr. P lucru ce se datorează faptului că aceștia trei au unit pe spate, ceea ce reprezintă cum adevărații ei, să zic așa, se ascund în spatele unor costume. Și înainte să ziceți lucrul ăsta, pentru că sunt sigur că o să se găsească cineva să-l spună, Gin nu se află în costumul de Mr. P. Ei doar seamănă la formă atâta tot. Asta e efectiv cel mai rând un lucru posibil care nu are dovești, la care pur și simplu nu merită să te gândești. Dar trecând peste un lucru de care nu am mai vorbit niciodată până acum sunt triorile. Totuși, e foarte posibil să le știți. Mai exact, diferitele grupări de trei brawleri din același domeniu, cum ar fi Shelly, Cole și Spike, a.k.a. trio-ul Vestului Sălbatic, de Penny și Tic, a.k.a. trio-ul piraților, el primo, Poco și Amber, a.k.a. trio-ul mexican și i-ați prins ideea. Însă, în caz că vă gândiți că Buzz, Doc și Mr. P ar fi în același trio, ei bine, vă înșelați, fiindcă Mr. P deja e în trio cu Gale și cu Lu, ei fiind trio-ul zăpezii, să zic așa, însă, într-adevăr, Buzz și cu Doug fac parte din același trio, amândoi lucând la un parc acvatic. Baz fiind salvamarul, iar Dag fiind tipul care vinde hodogi. Momentan nu cunoaștem al treilea membru din acest trio, dar în mod clar acesta e un trio format din tipi costumați în dinozauri sau ceva de genul dat fiind și vocea lui Baz când spune stupid suit, stup, adică costum stupid, ceea ce dă de înțeles că baz nu e nimic mai mult decât un om în costum. Însă, Doug? Ei bine, înainte de a discuta despre asta, aș vrea să vorbesc despre o animație cu el oficială realizată de către Supercell pentru a înțelege puțin mai bine personajul. Acolo, după ce Doug... Alunecă pe un cremvâști încercând să i dea lui Nita un hodog, acesta cade în apă dar se ridică la suprafață deoarece hodogul lui Dag e special, numai că Dark Fairy Janet, care probabil ar fi un fel de versiune mai ciudată a celei normale, e mai greu de zis, fură hodogul și îl duce într-o pădure ciudată din apropiere, după care Buzz îl trimite pe Dag acolo acesta pare să fie speriat de ceea ce găsește în acea pădure, dând chiar și de Cordelius, așa că o ia la fugă, iar în timp ce fugea, ajunge într-o parte de pădure ce seamănă cu dimensiunea lui Cordelius. Semn că acea pădure era conectată cu acea dimensiune respectivă sau ceva de genul. Ideea e că Doug se sperie extrem de tare de Cordelius, fugind foarte repede prin dimensiunea lui, numai că acolo Cordelius e cel care face legea, iar acesta reușește să îl prindă pe Doug din urmă și tot ce face aparent este să îi dea niște bani în schimbul unui hot dog pe care Doug îl face imediat. Iar la final îi dă și un energy drink de-a lui Mars iar o explozie se produce. Să că acel energy drink e de-a dreptul toxic pentru Cordelius, totuși ca o paranteză. De ce s-a mai dus după hot dog când putea să facă altul pe loc? Asta nu înțeleg eu. În plus, nici nu l-a găsit pe primul. Dar totuși, acum știm rolul lui Doug. Rol ce era și evident, sincer să fiu. Deci haideți să mergem la voice sale, deoarece unul dintre ele spune ceva destul de important în legătură cu originea sa. Mai exact, el zice că nu e un luptător, ci un flotor, adică acele chestii pe care le pui lucrurilor care se umflă pentru a pluti cum trebuie pe apă, dar chiar având ceva de genul pe el. Acum, întrebare se află măcar cineva înăuntru? Zic asta deoarece un costum de genul chiar nu e făcut pentru a fi purtat. De fapt, e mai mult o plută decât un costum. Asta e o idee. Chestia e că Dag ne zice că e un flotor, nu un costum cu flotor, să zic așa. Dar am putea presupune că are această replică deoarece fotor face parte din el, însă la un moment dat Super au scos un mini video unde s-ar presupune că una dintre variantele pentru ochii lui Dar reprezintă caracterul care se află în interiorul costumului. Deci, cum poate până la urmă cineva să se afle acolo dacă efectiv costumul nu e făcut pentru a fi îmbrăcat? Ei bine, înainte de a discuta despre asta, haideți să vedem ce variante avem. Analizând ceea ce vedem acolo, putem observa diversi ochi pe care nu i-am mai văzut până acum, cât și ochii de pe hanoracul lui Leon și unde desen cu Spike. Dar chestiile alea mă gândesc că ar fi pus mai mult la mișto acolo, într-adevăr, vedem foarte mulți ochi troll, dar și unii chiar interesanți. Unii din ei chiar îmi aduc aminte de skinul Draco Dark, fiindcă ambii au aceeași temă în legătură cu același brawler, adică niște ochi malefici la DAG. Dar asta nu înseamnă că automat e confirmat ca aceea să fie ochii lui Dark pentru că au ei aceeași temă, dar ochii sunt diferiți totuși. Pătrunzând adânc în acel video cu diversele variante de ochi pentru Dark, văzând cât de multe posibilități de tot felul există, totul despre acest Brawler devine extrem de dark. De asemenea, jocul nici nu ne zice cine e Dark în descrierea sa, el având cea mai scurtă descriere din joc efectiv, iar tot ceea ce ne zice descrierea lui e faptul că hot său îți extinde prietenii și că are un termen de valabilitate. Ideea e că nici din descrierea lui nu aflăm cine e. El părând să fie un cineva, dar în același timp un nimeni. Cineva aflându-se într-un costum în care nu poți intra, dar care este mijlocul dintre cineva și nimeni? Exact, o fantomă. Una din variantele pentru ochi reprezintă două isuri, semn că el, adică Dag, nu mai are ochi, și chiar mai mult. Țin să cred că adevăratul el își are originea în lumea virtuală și că a fost ucis oarecum sufletul său intrând mai apoi în acest costum cauciucat de dinozaur. Până la urmă, ceea ce par a fi niște ochi la el sunt de fapt nori. Dar, așa cum am mai zis, Aparent se află și suflete în lumea virtuală, chiar dacă există respawn. Probabil acestea fiind niște suflete pierdute și țin să cred că unul din acele suflete s-a ascuns în costumul de Dark pentru a avea o nouă viață. Nimeni ne știe în cine e el de fapt, dar cam acesta am putea zice că e adevărul despre Dark. Poveste foarte tristă ce drept, el fiind doar un suflet într-un costum care își dorește o viață mai bună. Și cam acesta a fost episodul. Eu sper că a plăcut. Dacă a fost așa și mai veți clipuri de genul, nu uitați să spulberați și buton de like, să vă abonați, activând clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce poți să follow pe Insta, și la prietenii și să de discord în descriere. Eu am fost Slime, ne mai auzim. Uh, Ah, uh, snap break. Taking that now. Dude. 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 Why me, bruh? Oh, that was not my moment. I'm only here for the sunscreen. Stay chill, bruh. Uh, let's just hang. Feeling the salt crunch. Go easy. Keep it cheesy. Dude. Dude. Hey, take it easy, bruh. Hey. It's not that serious, bruh. Hey, kiddie Paul, other way. Ooh, the tide is turning. Just when you thought it was safe, I arrived. Splash damage. Don't check on your food, bruh.